Expoziția Saloanele Moldovei, ajunsă la cea de-a 24-a ediție, permite publicului vizionarea unor lucrări de artă plastică contemporană realizată de artiști din România și Republica Moldova. În cadrul expoziției concurs, 329 de artiști au prezentat câte o singură lucrare. Operele de artă nominalizate aparțin unui număr de 38 de artiști, printre care și a Băcămoanilor Gheorghe Zărnescu, Carmen Poenaru și Mihai Chioaru. Va fi un duplex pe 17 iulie, e vernisajul la galeria Alfa, Bacău. 31 august, o dată fixă, așa, ziua limbii române, sărbătorită la Chișinău, Republica Moldova. Deci pe 31 august va avea loc vernisajul la Galeria Brâncuș de la Chișinău. Marele premiu al Ministerului Culturii din Republica Moldova a mers către Suzana Fântânariu, Timișoara, cu lucrarea Jurnalul Topic. Băcăuanca Raluca Ghideanu, chiar dacă acum e în București, originele școală sunt de aici, din Bacău. Raluca, deci, e băcăuanca cu premiul pentru sculptură, premiul Consiliului Județean Bacău. Au fost în juriu critici de artă de la București, artiști din Chișinău. Festivitatea de deschidere a celei de-a 24-a ediții va avea loc joi, 17 iulie, expoziția din acest an fiind organizată pe simezele galeriilor Alfa ale Muzeului de Artă Bacău, Frunzeti de la sediul UAP Bacău și cea a Muzeului de Artă Contemporană din cadrul Centrului de Cultură George Apostu Bacău. E o expoziție care duce Bacăul la un rang sus, zic eu, pentru că niciun oraș din România nu și-a asumat o expoziție de asemenea amploare. Și zic eu, e un lucru așa de demnitate locală. Să continuăm. La anul vom face o sumă rotundă, 25 de ani. În data de 31 august, expoziția va trece prutul, urmând să fie deschisă în galeriile de artă Brâncuș din Chișinău.